Ziua Marine de anul acesta are o semnificație în plus pentru Timișoara, pentru că ne apropiem de sfârșitul proiectului de reamenajare a malurilor Begăi. El va fi finalizat în vara anului următor. Deja stațiile pentru viitoarele embarcațiuni sunt vizibile. Primăria Municipiului Timișoara lucrează în momentul de față la documentația de atribuire, la caietele de sarcini pentru achiziția embarcațiunilor pe care ni le dorim electrice, tocmai pentru a avea o zonă verde cu adevărat pe râul Bega. Probabil în prima instanță vom achiziționa două embarcațiuni, de asemenea în februarie anul viitor împreună cu alte municipalități din Europa vom depune un proiect de finanțare pe programul Horizon 2020 în care avem propuse alte câteva embarcațiuni de asemenea electrice pentru râul Bega. Noi avem un studiu asupra numărului de pasageri care ar putea să folosească transportul în comun pe Bega. Dacă nu mă înșel, în conform acelui studiu, ar fi nevoie de 8 embarcațiuni pe Bega pentru a deservi cele 9 stații de transport pe care le-am realizat până în momentul de față. Pe teritoriul municipiului Timișoara, sigur, pentru un alt tip de navigație, vorbim deja de altceva.